Câmpul pe care a fost descoperită cea de-a treia dronă căzută în România este încă plin de rămășițele aparatului de zbor. Fragmentele mari sunt expertizate de specialiști, însă în urma lor au rămas și alte bucăți. Una dintre componente are chiar simboluri care arată că este fabricată în Uniunea Europeană. După acest incident, oamenii din Nufărul stau cu teamă că situația din Plaurul s-ar putea replica și la ei și se așteaptă și la alte drone căzute în localitate. La locul unde s-a prăbușit cea de-a treia dronă, am găsit mai multe rămășițe ale aparatului de zbor împrăștiate pe câteva zeci de metri pătrați. Mai multe bucăți de carbon, de metal, însă printre ele și această componentă a unui circuit electric. Presupunem că ea ar proveni chiar de la aparatul de zbor. Interesant este că pe una dintre piesele circuitului se regăsește un marcaj care semnifică faptul că produsul are certificat de conformitate și siguranță europeană. Aceste înscrisuri se regăsesc doar pe obiectele produse în Uniunea Europeană. Am dus obiectul găsit, care avea semne vizibile de arsură, la cea mai apropiată secție de poliție. Haideți să vedem ce spun și autoritățile despre descoperirea noastră. Surpriză, la postul de poliție din Nufărul nu mai este niciun agent. Drona căzută la nici 2 km de casele lor i-a speriat pe localnici. Ei nu înțeleg cum aparatul de zbor a putut ajunge la o asemenea distanță de graniță. Dacă cădea pe casa aia sau pe casa asta sau pe undeva care ninorocea. Dă-le o bubuitură când a căzut. Bubuit, a văzut cineva din partea elantă, din partea cealaltă de comună, așa a luat și a văzut că flacără pe câmp, pe deal. Primarul spune că momentan nu se gândește la măsuri de protecție a oamenilor și că doar va discuta cu ei ca să-i liniștească. După ce au văzut armata și elicopterele în vatra satului, localnicii spun că greu își mai pot găsi liniștea. A venit ăștia de la ISU, au fost două elicoptere, au căutat, m-au întrebat și pe mine, că a căzut vreo... Ai văzut vreo bubuitură? Păi ce, eu zic, n-am auzit. Ieri dimineață eram la Tulcea. La 5 și un minut așa m-a sunat. Mergând pe stradă, auzi ceva și zic, bă, ce zgomot, ce... Și am întrebat, ce mă... Ceva pe aici, pe sus, pe nu știu. Comitetul Național pentru Situații de Urgență vrea ca în localitățile aflate aproape de granița cu Ucraina să se construiască adăposturi antiaeriene, așa cum s-a întâmplat deja în Plaurul.